Bună seara, bine v-am găsit la Pro Sport Live. Este o zi specială astăzi, atât pentru români, cât și în mod special pentru ploieșteni, pentru că Mircea Dridea împlinește 84 de ani chiar astăzi. Colega noastră, Carmen Mandiș, a făcut un interviu exclusiv cu domnia sa. Vom vedea despre ce este vorba. Vom încerca să povestim dintr-o perioadă în care Petrolul domina România, fotbalistic desigur, și Dridea era unul dintre pionii principali. Vorbim despre un om, despre un nume, de fapt, că nu doar despre el este vorba. Frații Dridea au făcut istorie la Petrolul. Mircea Dridea a fost atacantul Lupilor Garben, dar și antrenor. Discutăm despre toate acestea. Vom discuta și despre subiectele la zi cu un maestru al amintirilor din fotbalul românesc. Este vorba de Marius Mitran. Bună seara, Marius! Ne-am nimerit perfect să vii fix de ziua lui Dridea. Mulțumesc de invitație. Sper că așa va fi. Într-adevăr, e o zi deosebită, nu doar pentru fotbalul ploieștean. Mircea Dridea fiind, fără nicio discuție, exponentul întregii calități fotbalistice a Ploieștiului, a Petrolului, această calitate care vine de demult, dar poate vom avea timp să discutăm, e incredibil că am trăit acest moment, trăim acest moment de a-l putea felicita pe un om care reprezintă pentru Petrolul ce reprezintă Ion Oblemenco pentru Craiova, Cornel Dinu pentru Dinamo. Și te întreb altceva, o paranteză scurtă, ai spus Oblemenco pentru Craiova, Dinu pentru Dinamo, Dridea pentru Petrolul. Spune-mi la Steaua, din punctul tău de vedere, cine este acel unu, pentru că sunt mulți, care ar fi cel care trebuie nominalizat pe prima treaptă a podiumului? După părerea mea, Marius Lăcătuș. Marius Lăcătuș, peste da. Tudorel Stoica. Cred că da. Sigur că statistic putem găsi și la Craiova, nu știu... O mie de argumente de și argumente, da, sigur, Balaci, Oblemenco n-a jucat niciodată în echipa națională, da, de pildă. Și sunt atâția fotbaliști craioveni care au zeci de prezențe la național, nu mai vorbesc de Gică Popescu, de pildă, care da, pleacă de acolo și ajunge la Barcelona, capitan. Dar ca putere de impact, ca... Știi care e principalul criteriu? Oamenii. Oamenii sunt cei care recunosc și dau această... fără acte. Suporterii dau acest titlu fără a avea nevoie de formulare. Ce le spune lor sufletul, aceea este decizia. Iar la Petrolul, Mircea Dridea este. Este adevărat. Bun, haideți să vedem prima parte a interviului cu Mircea Dridea, făcut de colega noastră Carmen Mandiș, după care revenim să comentăm. Foarte multe achiziții, ca să spun civilizat, au fost făcute fără verificare, fără a verifica. Deci au fost jucători care au fost luați pe site-uri fără ca să primească sau să primească măcar o propunere de la un om de fotbal, ca să nu să spun altfel. Iar la fel și antrenorii în 3 ani, deci în afară de vreo 80 de jucători, au fost și 8 sau 9 antrenori. Asta spune ceva, pentru că este inadmisibil și imposibil ca din 7-8 antrenori care trec pe aici, măcar unul să fie cel care să cunoască fenomenul. Sunt fotbaliști care vor să trăiască bine, vor să câștige un ban și motivul se vede clar în rezultate. Dar eu spun înainte de a fi principalul vinovat, eu consider că principalul vinovat sunt alți factori. În primul rând, sistemul de organizare al clubului, în al doilea rând, alegerea antrenorului, care trebuie, așa cum am spus, ales în funcție de ce dorește. Pentru că vine un antrenor și trebuie să ne spună, în primul, nu mie, ci să ne spună celor în cauză ce dorește de la această echipă. Nu? Dacă el nu dorește promovarea, atunci ne despărțim. Eu am două propuneri. L-am pe Mourinho, l-am pe Klopp, indiferent ce se întâmplă cu Petrolul. Dacă mâine va ajunge din nou în divizia a patra sau a cincea, sau va ajunge campioana României, pentru noi Petrolul rămâne totuși același Petrolul. E o viață întreagă din 1952 până în 1987, efectiv, deci 35 de ani, am fost 15 ani jucător, numai la Petrolul și numai în Liga 1. Am fost după aceea încă 20 de ani antrenor sau conducător al club, președinte de club. Da, este Mircea Dridea la 84 de ani și vreau să întreb, Marius, pare într-o formă foarte bună. Eu l-am văzut acum 4 sau 5 ani, cred că la aniversare, 80 de ani, sper să nu mă înșel. Și era în aceeași formă extraordinară, bună, un om de o luciditate și de o, cum să spun, de o căldură sufletească rar întâlnită, mai ales în acești ani,
pe care îi trăim noi astăzi. E un om căruia petrolul îi datorează enorm, unul dintre puținii oameni care au dat mai mult ei comunității, da, și clubului decât au primit de la, de la club. Da. Și tot... uite că în continuare, legat de actualitate, glumește, urmărește. Exemplu, clar că sunt foarte bune, exact, cu Mourinho și Klopp. Asta vreau să spun. Propuneri de antrenor, da. Și clar este supărat pentru ceea ce se întâmplă la Petrolul. Cred că e dovada cea mai bună, actualul Petrolul, a faptului că nu banii decid performanța. Nu banii decid performanța, e cam povestea aceea de demult, dar o susțin, o ajută, o pot... Nu banii aduc fericirea, dar o prelungesc, ceva de genul ăsta. Da, dar o întreținere. Exact. Da, nu doar banii, cred că cel mai corect e așa, nu doar banii aduc performanța. Pentru că fără astfel de repere și un caz rar și astfel de cluburi ar trebui să se mândrească, pentru că sunt puține, au rămas tot mai puține în fotbalul românesc, care să aibă un astfel de far, un reper, o carte la care să se întoarcă mereu. Știi, la un moment dat erau cântece prin galerii, diferite galerii, și un refren spunea, nu mai mi-aduc aminte unde, cine suntem. Dacă nu mă înșel, la U Cluj, apropo de un alt simbol care, din păcate, a dispărut recent dintre noi, simbolul Universității Cluj, Remus Câmpeanu. Cine suntem, dacă ar fi să strige Galeria Petrolului acest lucru, suntem Mircea Dridea. Și cariera lui, performanțele lui de neînchipuit astăzi, ar trebui să oblige, la mai multă grijă atunci când, nu când ratăm promovarea, când manipulăm sau... când ne folosim de niște sentimente ale suporterilor. Sentimentele suporterilor sunt manipulate de ani de zile și prin acești oameni, care și la rândul lor, din punctul meu de vedere, câteodată sunt manipulați de anumiți oameni de bine, să le spunem așa, care vin să investească. Însă aș vrea să te rog să ne spui, din punctul tău de vedere, de ce crezi că s-a ajuns ca tot mai multe cluburi din România să dea la o parte acești oameni? Pentru că dacă stai strâns la cluburile care mai există de tradiție, gloriile sunt cumva lăsate într-un plan secund. Și cred că se pierde din identitatea cluburilor. Sigur că se pierde din identitate. De ce s-a ajuns în acest punct? Nu știu. Poate din pricina cavalcadei ăsteia de după Revoluție, în care foarte multă lume a crezut că e important să iasă cu pieptul în față, să-și aroge drepturile altora, să câștige altfel decât prin respectul oamenilor anumite galoane. Dar eu cred că în acest moment, și nu doar în acest moment, cred că de o perioadă bună suntem în recuperarea acestor valori. Mă uit în tribună la Craiova și văd aproape toată Craiova Maxima și reprezentanții campionei în mari iubiri la meciuri, sigur. Dar vezi în același timp și un război între Craiove, un război civil, dacă vrei, în Craiova, între suporteri, lucruri care, din punctul meu de vedere, dăunează. Sigur că da. Scindarea glorilor, cred că este poate cel mai grav lucru care se poate întâmpla la un club de tradiție. Bun. Se întâmplă, s-a întâmplat, din păcate. Dar e mult mai, de salutat respectul cu care sunt întâmpinate la clubul de Liga 1. Cea mai mare parte a lor vin acolo și se regăsesc în echipa de Liga 1, în Universitatea Craiova. La Dinamo la fel. Sigur că e o vârstă și pentru Cornel Dinu, prietenul nostru și prietenul celor care iubesc fotbalul. Are o vârstă și poate că e mai greu de recuperat acum și de recuperat, de implicat activ, de implicat în viața activ, da, clubului. Dar el rămâne acolo și ceea ce spune, când spune, are valoare mai mult decât orice act administrativ cu privire la soarta lui Dinamo. Rapidul încearcă, prin aducerea lui Daniel Nicolae, iarăși e un pas către, ce spuneam, recuperarea aceasta a valorilor certe. Da, sigur, nu e un proces simplu. Eu cred că odată cu noile stadioane, odată cu reforma fotbalului românesc, care și ea se petrece aproape fără să ne dăm seama, cred că un rol important vor avea acești oameni cu părul alb, care știu cum a fost înainte și să dea o identitate celor care acum sunt în clasa 7-a,
Exact. Și scriu pe caietul de matematică la sfârșit, eu știu, în cazul... Florinel Coman. Florinel Coman, da. Sunt idolii lor de astăzi, așa cum... Cum și Cornel Dinu era la Dinamo la vârsta lui Florinel Coman, la început de drum. Sigur, el a venit acolo jucând oarecum pe... În 66, cred că a ajuns la Dinamo de la Târgoviște, dacă mă înșel, sau da, 67. Da. 66, cred, la 18-19 ani, că e 48 da. Născut. Da. Dar venea pe locul unui monstru sacru, Ion Weiler. Ion Weiler, da. Cât de greu i-a fost? Cine își exact. Închipuia că... Nici nu poți să compare astăzi. Adică Florin, nu, hai să nu ne centrăm pe Florin. Orice jucător tânăr de valoare din Liga 1, care vine la o echipă galonată, nu vine în competiție cu un jucător atât de mare cum era Nun Weiler în acea perioadă Sigur. Pentru Dinamo. Nun Weiler era o instituție și acea instituție a rămas în picioare și azi. Frații Nun Weiler... S-a mai construit una și s-a mai construit una lângă o instituție care se numește Cornel Dinu. Scriitorul, analistul, antrenorul, dar cel mai important, pentru că eu l-am văzut jucând, fotbalistul Cornel Dinu. Nu avem, cu mâna pe inimă spun, nu avem de ani de zile. Cred că de la retragerea lui Gică Popescu de acum aproape 20 de ani, noi nu mai avem un fotbalist care să semene măcar cu Cornel Dinu. Și asta spune multe. De aceea ei au rămas, pentru că noi dacă am fi avut după generația Dinamo cu Cornel Dinu, cu frații Nunweiler, cei care și dau supranumele de astăzi, da? Câinii roșii. Câinii roșii. Este o denumire de alint astăzi, dar ea nu era o denumire în acei ani de alint, era o denumire războinică. Era da, o... pentru că alergau până da? Se înroșeau foarte tare exact. Și alergau ca niște câini. Ca niște câini. Da. Și atunci lumea a preluat și a... Să știi că până la urmă au și imprimat această idee de luptă. Știi, când am văzut-o, alaltă era la CFR Cluj. S-a discutat ceva. O să discutăm și despre asta, dar vreau să vedem și partea a doua a interviului cu Mircea Drida despre Hagi și Dobrin. Am mândria că sunt la un gol de Gică Hagi în topul marcatorul. Numai că Gică Hagi a jucat probabil mai mult de 100 de meciuri afară. Nu a jucat la Barcelona, a jucat și la Real. A jucat în Turcia, a jucat în Italia. Dacă nu? Stăteam mai în paicea? Dacă era în continuare, era da. Despre Dobrin am exact aceeași părere ca și despre Gică Hagi. Spun că este greu să spui care a fost mai bun. Cert este că sunt convins că ei sunt cei mai buni doi jucători pe care i-a avut România până în momentul de față. Primul și cel mai important sentiment este bucuria că am ajuns exact la vârsta la care tatăl meu ne-a părăsit. Ce înseamnă asta? Înseamnă tatăl meu era născut pe 4 august și a decedat tot pe 4 august, la vârsta de 84 de ani. Sunt mulțumit pentru că merg pe stradă și întâlnesc oameni care mă salută. Și asta poate înseamnă mai mult decât o vilă sau decât, nu știu, un Ferrari. Ca să... Simțeați în acele momente că puteți să învingeți pe Liverpool, să-i dai golul lui Liverpool? Nu, niciodată n-am sperat că îi putem învinge pe Liverpool, însă am crezut tot timpul că putem să nu ne facem de râs. Noi ne-am gândit, eram o echipă mică, o echipă, am programul jocului când conducerea celor la Liverpool, după ce au prezentat jocul, în primul joc disputat la Liverpool, a spus să vedem cum vom reuși să rezolvăm jocul în deplasare la Budapest. Că am ajuns la un joc decisiv datorită unui, nu pot să-i spun domn, că era tovarăș, așa undeva din răsărit, care, mă refer la arbitru, care a reușit să ne... Nu să ne fure, termenul este grav pentru că trebuie să-l dovedești, nu? Și a reușit să nu ne ajute și nici să... sau să-i ajute pe ceilalți. Deci rămâne așa și un regret? Rămâne un regret, sigur că da. Da, a fost Mircea Drida. Cine mai vrea să vadă în continuare interviul făcut de colega noastră Carmen Mandici, să intre pe prosport.ro pentru că acolo va fi integral interviu. Dar mă bucur să văd oameni care și-au dedicat până la urmă viața sportului, nu vorbim doar de fotbal, ci de sport în general, pentru că România a avut mereu mari campioni. Hai să trecem la Dinamo, pentru că tu spuneai că ai văzut spiritul câinilor roșii. După multă vreme, într-adevăr, și aici eu l-aș face în discuție și pe Gigi Mulțescu, despre care poate s-a râs, poate s-a spus în ultima perioadă că nu mai poate ca înainte. Uite că școala fotbalului nu se uită atât de ușor. Gigi Mulțescu face parte din, după părerea mea, cea mai mare echipă din istoria lui Dinamo,
cea care joacă semifinala pentru prima oară în istoria fotbalului românesc, o semifinală de Cupa Campionilor Europeni, la un an după ce Craiova jucase prima semifinală în Cupa UEFA, în 84, apropo de Liverpool și de marele triumf al petrolului, victoria rămasă singulară până astăzi în istoria fotbalului nostru, să spunem repede că în 1966, cel mai bun an al istoriei Angliei, când Anglia ia singurul titlu mondial, în toamna acelui an, campioana Angliei întâlnește campioana României în Cupa Campionilor Europeni. Este 2-0 la Liverpool în prima manșă, cu Mircea Dridea marcând și fiind într-o mare formă. Petrolul reface această diferență, câștigă cu 3-1. În ciuda unui arbitraj ostil, are dreptate Mircea Dridea, care și înscrie și mai înscrie cineva, nu mai mi-aduc aminte al treilea gol, cine l-a dat, dar un puști înscrie în acel meci pe numele lui Sandu Boc. Incredibil. Care aproape 10 ani mai târziu va lua titlul cu Universitatea Craiova în 74, antrenorul de atunci al petroliștilor fiind Constantin Cerneanu, cel care va aduce primul titlu Craiovei în 74 cu Sandu Boc în echipă. Titlul câștigat de Craiova în ultima etapă la Ploiești, cu Petrolul. Un 0-0 salvator. Bun. Să spunem că Mulțescu face parte din marea echipă a lui Dinamo și nu întâmplător a reușit atât de repede să imprime. Și adaug aici, eu personal am obsesie cu celebrului gol din meciul cu Hamburg, care este mereu rulat în multe videoclipuri de Champions League, de UEFA, fiind unul dintre marile goluri ale competiției per total. Știi că eu îl văd mereu, l-am dat de atâtea ori și la replay, eu îl văd mereu din unghiul opus, cum scrie acolo, fiind pe stadion la ora meciului, eram în partea cealaltă de unde se filma și totdeauna mă mir. Deci tu ai ambele variante. Ambele variante. În memorie o am pe cea în care trage la poarta din dreapta, la televizor trage la poarta din stânga. Mulțescu este unul dintre cei mai mari antrenori care sunt astăzi în viață și pot să-și facă meseria. Eu mi-aduc aminte, am fost odată cu dumnealui la o emisiune acum foarte mulți ani și am rămas eu la o țigară, dumnealui pentru câteva minute de vorbă cu noi și ne povestea apropo de felul în care este organizată apărarea. Și am ținut minte o frază. Eu le spun că suntem pe o corabie și pirații ne atacă dintr-o parte și noi trebuie să acoperim spatele, să nu plecăm niciodată de acolo unde este cârma. Spațiul în care cârma, care ține vaporul în viață, este careu. Noi trebuie să ținem cont că avem ce apăra în spatele nostru și eventual să ieșim să mai și omorâm câțiva pirați. Și am rămas, mă gândeam cât de simplu e să-i conectezi și să le explici până la urmă niște rigori tactice, dar trebuie să fii Mulțescu ca să poți să transmiți. Corect. Asta. Și să ai și acest background de fost mare jucător, până la urmă știm foarte bine cât de mult contează. Nu poate întreba nimeni tu cine ești. Exact. Contează și asta. Bun, spuneai de... Da, uite, avem o întrebare pentru tine de la cei care ne privesc până să trecem la subiectul Dinamo. Mario Anastasiu întreabă, cine este simbolul numărul 1 la Rapid, domnule Mitran? Și aici e greu. E greu pentru că sunt atâția. Ca și la Steaua. Generația 67, nu știi ce să alegi. E greu de ales. Trebuie aleasă o vedetă, o echipă campioană din care să extragi. Dacă mă întreb pe mine, uite, hai să facem o discuție scurtă pe tema asta. Dacă mă întreb pe mine, ca iubitor al fotbalului, eu aș alege generația 67. Și eu tot acolo m-aș duc, că e primul titlu. E primul și mai mult decât atât, era o echipă mai curată, dacă vrei, între ghilimele, decât echipele cu dinamoviști care au câștigat ulterior. Mult mai, vorbim de rapidismul acela pur. Da. Pentru că cea din 98-99 cu Mircea Olcescu știm foarte bine, jucător senzațional, dar cu trecut dinamovist. Mulți dintre ei. Putem să spunem cu Laie Lupescu, pentru că merge la Guadalajara. E campion cu acea echipă și merge acolo. Putem să spunem Liță Dumitru. Deși Liță face marea parte a carierei la Steaua. Exact. Dar eu pentru că... Dancoe. Care, căruia îi se face o mare nedreptate prin ratarea, prin turneul final din Mexic 70. Totuși, eu stând niște ani alături de ziariști
care au văzut mult mai mult decât mine, și mă refer la Ioan Chirilă, la Eftim Ionescu, la Radu Urziceanu, Neavanea era absolut fascinat de Baratchi. Incredibil că l-a prins. Era fascinat de toată povestea cu Giusi Baratchi și cu toată nebunia creată în jurul lui în Giulești. Baratchi, care merge și el la campionatul mondial și atunci îndeplinește acest criteriu, dacă vrei. Dar eu cred că... Așa. Pentru tine, pentru care mine, se apropie de numărul 1? Fotbalistul cel mai valoros, după părerea mea, și care reprezintă spiritul Rapidului, eu cred că e Naemane. Naemane. Da. Eu l-am văzut jucând de multe ori. Naemane, știi, nu e neapărat fotbalistul care, pentru că, de pildă, cred că Dănuț Lupu, în perioada scurtă pe care a petrecut-o la Rapid, a făcut faze mai spumoase decât Naemane. Da. A arătat mai multă clasă, poate, în niște meciuri. Nu mai vorbesc de Liță Dumitru. Da? Dar Naemanea reprezintă rapidismul ca nimeni altul. Așa cum la Craiova, Ilie Balaci a fost un jucător mai mare decât Ion Oblemenco, fără doar și poate. Dar Ilie Balaci îmi spunea, pe nimeni n-am urât mai mult în viața mea decât pe Neanelu Oblemenco. Pentru că atunci când eu am venit la echipă junior și mă uitam de pe margine la ei, cum intre pe teren, tot stadionul striga Oblemenco, al nostru e cel mai bun din RSR. Și mă gândeam, pentru mine nu o să strige niciodată nimeni așa ceva. După care mi-a spus, pe el l-am iubit cel mai mult, după ce am devenit colegi și mi-a devenit antrenor. Dar, vezi, publicul. Iar eu cred că publicul nu-l mai recunoaște astăzi pe Baratchi, cred, dar cred că n-a apucat și sper, îi doresc publicului giuleștean să nu uite vreodată cine a fost Naemanea pentru Rapid. Să nu uităm anii de Divizia B, care sunt atât de caracteristici pentru lupta Rapidului. Așa este. Da? Puține echipe în lume, nu în România, reușesc să-și mărească masa de suporteri retrogradând și nu venind la... De pildă, eu pot să spun cu mâna pe inimă că la derbiurile din anii 80, la cuplajele bucureștene, da, rapidiștii aveau galeria cea mai mare. Deci cele patru, ordinea celor patru galerii era Rapid, Dinamo, Steaua, Sportul Studențesc. Sigur că în momentul Sevilla 86 se schimbă totul. Se schimbă totul, iată, pentru că oamenii cresc cu Steaua, dar repet, Naemane. Vreau să mai citesc câteva mesaje pentru tine. Da. Blându Ben, Marius Mitran este Wikipedia fotbalului românesc. Uite, te apreciază nu, oamenii. Chiar așa, da. Domnule Mitran, întreabă Drăgan David, Craiova din Liga 1 sau Liga 2? Interesantă întrebare. Având și vedere și poziția ta de la Ligă, să te văd acum. Nu, sigur că e importantă poziția mea de la Ligă, dar cred că este importantă poziția mea exprimată nu odată până acum, Craiova din Liga 1. Și vin cu argumentul... Asta vreau să te rog, argument. Vin cu argumentul, nu al actelor, pentru că sigur că și ele sunt foarte importante, Universitatea din Craiova care oferă acestei echipe dreptul, da, de a juca și de a folosi acest nume. Nu, eu caut, eu știu... Mie îmi pare rău că există această scindare. Îmi pare rău ca și cum ar fi în familia mea. Și o spun ca unul care din 1974 ține cu Universitatea Craiova, suntem în 2021. Dar dacă în tribună, la echipa de Liga 1, sunt Cârțu, Ungureanu, Negrilă, Veldeanu, Ciupitu, l-am văzut acum două zile omagiat, pentru că ieri au fost 38 de ani de la primul meci cu Benfica, prima manșă a semifinalei Cupei UEFA. Eu am trăit cu toate aceste mituri. Unii nu mai sunt printre noi. Nu mai este, am mai spus-o odată. Craiova de atunci și-a pierdut liderul, pe Ilie Balaci, capitanul echipei, pe Ștefănescu, antrenorul echipei, pe Oțet, doctorul echipei, pe Vasile Frânculescu, președintele echipei, pe Corneliu Stroie, crainicul radio, pe Sebastian Domozină, scriitorul și poetul care a ținut și a făcut imnul, Adrian Păunescu, ba până și pe cel mai popular suporter al ei, actorul Amza Pelea, care astăzi, pentru că suntem într-o zi specială, ar fi împlinit 90 de ani. Și el a publicat pe 7 aprilie 1983, la o zi după meciul de la Lisabona, ultimul său text
să spunem oamenilor că sketch-urile cu Neamărin erau scrise chiar de Neamărin, adică chiar de Anza Pelea. Nu erau pe un libret, pe un text de. Corect. Erau textele marelui actor. Ultimul său text este un omagiu adresat Universității Craiova, spunând, este cea mai mare bucurie pe care, sau cel mai frumos cadou care mi s-a făcut vreodată, era ziua lui, pe 7 aprilie, știind, Amza știind că mai are doar câteva luni de trăit, a murit peste câteva luni de decembrie 83. Uite, mai scrie cineva, Ghiula Ian, cu Victor Omos ar putea oricând să predea ore de fotbal lui Burlanu și oricui, e o enciclopedie vie. Prefer te apreciază oamenii. Mulțumesc frumos, prefer să stăm aici, Victor, împreună. Corect, și să comentăm. Cornel Petrescu, felicitări pentru comentarii, domnul Marius Mitran. Bun, hai să trecem la Dinamo, despre care tu ai spus că în meciul cu CFR ai văzut că adevărat scâini roșii. Am vorbit și despre Mulțescu. CFR-ul este în criză în momentul de față? Pentru că să ai doi oameni în superioritate, să te chinui să marchezi un gol cu 10 minute înainte de final, mie mi se pare că înseamnă că ai probleme serioase. Da, dacă ar fi fost doar acest meci de luni seară, n-aș fi putut să spun că e în criză, așa cum nici acum parcă n-aș folosi acest cuvânt criză. Dar este într-o evidentă scădere de formă, pentru că leg acest meci slab în fața unei echipe cu doi oameni mai puțin, pe teren propriu, da. Și de rezultatul din meciul precedent, când FCSB practic surclasează campioana la toate capitole, câștigă la scor și putea câștiga la un scor și mai mare. Legând și semnalul de alarmă acolo este dat de alt element. De faptul că au fost două săptămâni între aceste meciuri și era o perioadă destul de bună pentru ca lucrurile să fie reglate. Faptul că n-au fost reglate după 15 zile înseamnă că acolo e o pronunțată scădere de formă, ceea ce pentru că văd că și tu oscilezi între a aduce aminte de calitatea mea de la ligă, de director de comunicare, ceea ce poate fi un lucru bun pentru play-off, pentru concurența play-off-ului. Un lider care sângerează un pic este o... Asta clar. Este o... Noi vrem cât mai mult sânge. Sigur, pentru urmăritorii. Cu ghilimele de rigoare, desigur. Că rămâne principala favorită la titlu în continuare. Da, cu toate astea stăteam și mă gândeam... Edi Iordănescu a schimbat stilul de joc, clar. De la acel joc simplu, direct, cu mijlocași defensivi, Edi Iordănescu a venit cu stilul lui combinativ, ofensiv, însă cred că i-ar trebui un playmaker, pe care în acest moment nu-l are. L-au adus înapoi pe Bordeanu, dar Bordeanu nu are nicio legătură cu poziția de playmaker. Bordeanu e Djokovic, să zicem. Un box-to-box cel mult. Nu are și ce e mai important în lumina evenimentelor care vin foarte repede, adică play-off-ul, nici nu are timp să-l aducă, cu atât mai puțin să-l forțeze sau să-l formeze din ceea ce e acolo. CFR Cluj are o amprentă, să știi. Vorbeam de câinii roșii la Dinamo. Steaua avea un joc combinativ extraordinar. Li se spunea viteziștii în epocă. Da. E bine, CFR Cluj, ca să nu ne îndepărtăm foarte mult, ca am obiceiul ăsta. Te rog, nu e nicio problemă. Este o echipă de autor. CFR Cluj joacă după personalitatea manifestă a antrenorului ei. Cât a fost Dan Petrescu, a fost copia ideilor lui Dan Petrescu. E o echipă care s-a abătut extrem de puțin. Așa de la ce fel de om era Dan Petrescu. Pragmatic, Direct, eficient, egoist, dacă vrei, nu ne aducem aminte în fiecare partid, arbitrii îl nedreptățeau. Corect. De toată fiecare lumea, dată, presa, arbitrii. Toți adversarii erau cei mai buni din lume, dar ne așteptam că atunci când a căzut cu o echipă din Malta sau din Slovacia, să nu descoperim că e tot Real Madrid și în Malta, tot Barcelona și în... și în Slovacia și așa mai departe. Bun. Acum e tot o echipă de autor. Numai că autorul este altul. Autorul nu mai este Dan Petrescu. Autorul este un om paradoxal. De ce spun paradoxal? Pentru că are același lot. Un om deschis. Dar poate asta e problema, că are același lot. Ai zis perfect. Aici vine. Da, exact. Pentru că având același lot, el este altfel. Trebuie să vrea să transmită alt tip de joc. Ori, cum să spun... Era o vorbă într-o carte, zice, oricât de adânc ai fora, tot petrol scoți.
e o sondă. Nu poate să scoată altceva din pământ decât petrol. Ăla-i lotul. Așa va juca. Dar te întreb altceva. A greșit oare Edi Iordănescu, care, din punctul meu de vedere, fără dar și poate este unul dintre antrenorii buni ai României, a greșit că a încercat să forțeze această schimbare mai rapid? Poate ar fi trebuit să joace ce știau jucătorii și ce au învățat în ultimii ani de la Dan Petrescu până îi veneau jucătorii lui de care avea nevoie? Nu. De ce nu? Unul, că nu avea timp, pentru că e în obiectiv, trebuie să ia campionatul, el nu s-a dus acolo. Adevărul că echipa în momentul în care a venit el nu mai funcționa pe stilul lui Dan Petrescu. El s-a dus acolo tocmai ca să schimbe. Da. Doi, nu există nicăieri niciun antrenor care să nu-și dorească să imprime el patina, credința lui. Klopp face la Liverpool ce a făcut la Dortmund. El nu s-a dus în Premier League și a spus: "Ei, aici în Anglia se joacă pe centrări, pe angajament." Da, nu. Nu, el a dus în față trei ponei, Salah, Firmino, Mane și a zis: "Așa vom juca." Hai să zicem că Firmino e un pic mai înalt decât Da, dar nu e jocul lui Kamataru sau corect. Are tot un joc de Salah și Mane. De Mane, combinativ, e brazilian până la urmă, da? Nu, el a venit să schimbe. Păunescu, că tot l-am numit, avea o expresie, a scris un articol și spunea așa: misiunea cea mai grea a noastră este să schimbăm roțile locomotivei din mers. Tare. Asta este, CFR Cluj, apropo de faptul că are chiar o locomotivă pe emblemă. Pe emblemă, da. Trebuie să schimbe din mers, e o operațiune foarte grea. Bun. Hai să trecem la cealaltă locomotivă, Rapid. Giureștenii au câștigat la limită primul meci din play-off-ul de promovare cu Csíkszereda 1-0. Cum ți s-a părut acest meci și ce înseamnă din punctul tău de vedere pentru rapidiști această victorie? Cred că e cea mai importantă victorie a lor din ultimii destui ani. Nu mă refer doar la faptul că acum un sezon au ratat promovarea în Liga 1, lucru care s-a mai întâmplat. Nu mă refer la calvarul prin care a trecut această echipă venind din cel mai de jos, da? Eu știu, divizion al fotbalului românesc, nu mai știu, Liga 5-a parcă, dacă de acolo a început, da. Dar este cea mai importantă victorie pentru că vine într-un moment important, deci în play-off, și vine într-un moment în care pare, sper să fie definitiv, să nu fie doar o părere, pare că întoarcerea la origini va da apă vie. Adică, pe bancă este un antrenor rapidist, conducerea clubului este asigurată de un rapidist pur sânge, nu mai vorbești de performanțele lui internațional și așa mai departe. Deci vine în acest moment, pentru că dacă pe bancă era, să zicem, Marius Cruitoru, da, printr-o conjunctură de la Botoșani și președinte, era, să spunem, nu știu, Jean Garabet de la Constanța, nu mi-ar fi zis ok, a venit, e un rezultat, dar pentru că Rapid, ca și Craiova, ca și Dinamo, ca marile branduri, trăiește având nevoie de această stare reprezentare, de stare de spirit. Da, sunt echipe care n-au nevoie. Academica Clinceni, o echipă care s-a înființat azi dimineață când tu te-ai trezit și eu m-am gândit că astăzi avem o emisiune, ea s-a înființat. Așa este. Și tot ce are și bravo lor, performanță, bravo lor, dar ce urmează pentru ei de câștigat. Ea acum începe să-și facă numele și să-și construiască. Deci tu spui că este acest rezultat mai important decât doar cele trei puncte. Sigur că da. Da, nu mai vorbesc de faptul că o trimite pe locul întâi. La egalitate cu Craiova. Cu Craiova. Sunt multe, multe, eu știu, simboluri în această victorie. Obținută în deplasare, pe un teren greu. Da, este cea mai importantă victorie și abia din acest moment, când vom vorbi despre promovarea din Liga a doua în Liga a întâi, trebuie să începem cu Rapid ca principală favorită, după părerea mea. Bun, îți propun să mergem să vedem atât bucuria de după meci, cât și ce au spus Daniel Nicolae și Mihai Iosif. Haideți să vedem, după care revenim. No, 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 no.
am avut niște emoții cum n-am mai avut de când eram jucător și când jucam împotriva unor echipe mari. Trebuie să te obișnuiești. Trebuie să mă obișnuiesc, că cred că încerc să simt cam ce simte și un antrenor. Un meci clasic de Liga a doua, cu foarte multe lucruri bune, cu ambiție, cu dăruire, dar și cu lucruri mai puțin bune, trebuie să recunoaștem. Însă, dacă te dăruiești cum s-au dăruit băieții astăzi, Dumnezeu te recompensează la final. N-am niciun merit eu. Meritul l-au băieții, îl are Miță și cu stafful său. Meritul meu este că sufăr alături de ei și voi încerca să fiu alături până la finalul acestui sezon și indiferent dacă vom promova ceea ce ne dorim cu toți sau dacă nu vom promova, eu voi încerca să le ofer toate condițiile. Nu le-am făcut nimic. Ei sunt aceiași, dar am schimbat un pic partitura de joc și le-am cerut cu totul și cu totul alte lucruri. Determinarea băieților a fost exemplară, iar așezarea în teren cred că a fost extraordinară. Nu cred că au avut vreo ocazie, chiar dacă au avut posesia mai mare ca noi, dar cred că ocaziile mari ale jocului ne-am avut noi. Au fost imagini bucuriei rapidiste. Parcă, într-adevăr, se simte din aceste imagini ceea ce spui tu, acea stare de spirit care se creează. Și vreau să te întreb ce înseamnă revenirea lui Daniel Niculae pentru jucători. Există și un oarecare punct de autoritate rapidist, să-i spunem între ghilimele, așa? Adică, domne, uite că lucrurile sunt serioase acum. Numai ca înainte, unde te gândeai, poate da, ca fotbalist, n-are cine să-mi spună mie ceva de rapid. Acum are cine să spună în cazul în care greșești. Da, exact asta e ce ai spus. Nota de seriozitate, identitatea, cartea de identitate, da, e de al nostru, e de aici, ne recunoaștem în el. A făcut performanță aici. Dacă vrei, ne e rușine. Exact. Ne e rușine să nu facem ce trebuie în fața unui astfel de om, da. Toate acestea adunate duc, pentru că Daniel Niculae spune mai devreme, n-am niciun merit. Sigur că în economia acelei victorii, probabil că n-are un merit foarte mare. A venit de curând, nu avea cum să imprime ideile lui în jocul echipei și, mă rog, funcția lui oricum alta. Dar meritul lui este mai mare decât cred că și închipuie el însuși că l-are. Și se va vedea atunci când va veni în Liga 1. În Liga 1, desigur că avem nevoie de toate echipele valoroase, adică să nu se înțeleagă faptul că nu e un merit deosebit al Academicii Clinceni pe care o văd. Și dai un exemplu aleatoriu, da? Voluntari, Chiajna sau alte echipe care Tindia, vin. Da? Corect, așa este. Care nu are niciun titlu de campioană, nici o Cupa României n-are, dar este o echipă foarte bună a campionatului. Avem nevoie de toate, nici Premier League nu stă numai în Liverpool, Manchester United și Chelsea. Are nevoie de Brighton, are nevoie de Wolverhampton, are nevoie de Stoke City. Da? Toate campionatele adună valori de diferite palete. E o valoare tânără, da? Vedeam astăzi undeva pe o rețea de socializare, o puștoaică cu o voce extraordinară, iarăși ziua ei împlinește 19 ani, Laura Bretanța, care nu apreciem. Da, te întrerup un pic, revenim imediat, pentru că suntem alături de fostul președinte al Rapidului, domnul Grigore Sichitiu. Bună seara, domn profesor! Bună seara și vă doresc sănătate! Mulțumim, suntem alături. Mulțumim de Marius Mitran în studio. A, domnul Mitran, tot respectul meu și sănătate, mă bucur să vă aud. De asemenea și eu, toate cele bune. Regret că nu pot să vă văd. Păi vă dau eu link-ul după să vedeți emisiunea integral, vă trimitem. Da. Mersi frumos, mersi. Domn profesor, ce se întâmplă cu Rapidul odată cu venirea lui Daniel Niculae? Este unul dintre copiii dumneavoastră de suflet. Să știi că m-ai atins la coarda sensibilă. Într-adevăr, am investit sufletește enorm în acest mare jucător și un om cu un caracter deosebit. Mă bucur foarte mult că a ajuns acolo unde s-a chinuit ca să ajungă jucător de top. Am făcut o scurtă discuție cu el câteva zile mai înainte, da, și i-am spus, ai suferit enorm, să scula dimineața la 5, să vină cu muncitorii de la Joița și să facă două antrenamente. Făcea antrenament dimineața, stătea pe niște fotolii și pleca cu muncitorii după al doilea antrenament. Incredibil. A făcut niște eforturi senzaționale, felicit. Și din câte știu, nu provine dintr-o familie foarte înstărită.
categoric, a fost un om foarte modest și numai determinarea, dorința lui nebună, care, bineînțeles, eu am fost cel care am investit sufletește în el pentru că l-am văzut la un meci care juca în județ cu Săbăreni acolo. Da. Un prieten m-a dus să văd un meci, că era el nu știu ce sponsor acolo și l-am văzut pe copil. El era dat de la Dinamo de lider pentru că avea, spunea cineva că are niște probleme cu inima. Da. Eu i-am spus, domnule, vină la mine, l-am trimis la... Și copilul crescuse 14 cm într-un an, nu avea niciun fel de probleme de care au modificări fiziologice. Asta a fost un prim pas care mă bucur că l-am trecut împreună și am reușit ca să îl susțin să ajungă într-adevăr de la județ în echipa națională, în străinătate și așa mai departe. A rămas un om cu un caracter deosebit. E adevărat. ProSport a scris despre faptul că Daniel Niculae pregătește o revoluție la Rapid, vrea să aducă înapoi în Giulești trei oameni, unul dintre ei sunteți dumneavoastră, cealaltă este Marius Mărdărășanu, râdeți și știu de ce râdeți, și ultimul este Gabi Răduță, care a fost manager al Academiei Copii și Juniori atât la Dinamo cât și la Rapid. Și vreau să vă întreb, doamnă profesor, ați fi dispus să reveniți și acum să permiteți gluma între ghilimele de la pensie, pentru că chiar dumneavoastră a spus că v-ați retras. Categoric, da. Domnule, știi cum când te virusezi cu spiritul Rapidului e groaznic, nu poți să te vindești, pentru că nu există medicament, rămâi virusat o viață. Eu dacă am acum un articol pe care vă spuneam că Rapidul este mai greu decât un război în Vietnam, spuneam noi atunci. De aceea cred că, nu știu, n-am discutat cu el concret treaba asta, mă bucur că s-a gândit la mine, pentru că tot ce am adus eu la Rapid, Lobot, Spancu, Ienci, Marinescu, Daniel Niculae și Șumudică și Nanu, toți au ajuns în echipa națională și au făcut carieră. Nu înseamnă că a fost întâmplător, pentru că vreau să vă spun, esențial, pe lângă faptul că te uiți la un jucător, ai nevoie de date științifice, ai nevoie să vezi dacă genetic acel organism primește sau nu efort. De multe ori copiii mă supărau pe mine că îi trimiteam des la centrul de medicină sportivă ca să facă fel de fel de controle. Da. Pentru că acolo aveam doi medici mari, Andreescu și doctorul Drăgan, Dumnezeu să-l odihnească, care am colaborat foarte mult pe diverse paliere, atât interne cât și în jocurile mondiale universitare, universiade. Și vă rog să mă credeți că a fost o perioadă în care, într-adevăr, nu puteam să spun, pentru că, vedeți dumneavoastră, nici acum cine vrea să vorbească despre în fotbal este așa, ia uite bă ce zice ăsta, cu toate că la ora actuală da. Nimeni nu te poate ajuta mai mult decât științele adiacente fotbalului, pe care, din păcate, foarte puțin le studiază. Da. Domn profesor, ce sfat îi dați lui Daniel Niculae pentru această nouă aventură a vieții sale până la urmă? Domnule, în primul rând îl felicit pentru că s-a angajat la un lucru extraordinar, dar nu putea să stea deoparte, s-ar fi îmbolnăvit. Păi, adică ce să înțeleg? Ați fi spus să stea deoparte în mod normal? Nu putea să stea, sub nicio formă. Da. De aceea eu îl felicit. Așa. Și dacă va avea nevoie de sfatul meu, cu mare plăcere îl voi da, pentru că cunosc foarte bine ce înseamnă spiritul Rapidului. Am reconstruit Rapidul de două ori. Am avut marea șansă să lucrez cu unul dintre cei mai titrați antrenori ai fotbalului, care m-a ajutat într-adevăr. Eu eram directorul general când la venirea Mircea în 97, dar adusesem Lobot, Pancu, Ienci, adusesem la echipă. Șansa acestor jucători a fost că
Ei au intrat pe mâna lui Nea Mircea. După aceea Iordănescu, după aceea Mutelu, după aceea mulți alți antrenori. Vă întrebam dacă ați putea să ne spuneți care ar fi un sfat concret pentru Daniel Niculae, pentru că chiar dacă dumneavoastră recunoașteți acum sau nu, eu știu sigur că Nico vă sună constant, ați vorbit și recent după numirea sa, să-i dați câteva sfaturi. Deci, domne, primul sfat este să facă mai mult cu mintea și mai puțin cu sufletul, pentru că ăsta este marele pericol. Sufletește, te legi de tot ceea ce înseamnă acest spirit al Rapidului și există un foarte mare risc ca într-adevăr să greșești. Da. Dar Daniel este un om trecut prin fotbalul mare, cu experiență internațională și sunt convins că va reuși. Îi trebuie două lucruri esențiale. Vă rog. În primul rând, să se înconjoare de oameni care într-adevăr știu carte și nu care declară că-s rapidiști. Pentru că, din păcate, de când a plecat George Copos, da, Rapidul s-a înconjurat de foarte mulți oameni care au fost sufletește rapidiști, dar n-au știut meserie. De aceea, Daniel trebuie, pe lângă faptul că alege pe cei care într-adevăr înțeleg Rapidul, trebuie să știe și meserie la fiecare domeniu pe care îl alege. Da. Îi trebuie să fie un selecționer mult mai dificil de realizat decât face antrenorul la echipa națională, pentru că presiunea este foarte mare. De aceea eu am mare încredere că el va simți și va lua deciziile care într-adevăr să-l ducă la rezultate. I-am urat după victoria de la Cixereda, i-am spus felicitări, bine ai venit cu, cum zicem noi în limbajul Rapidului, cu bulanul și să dea Dumnezeu să o țineți tot așa. N-au jucat extraordinar, dar au jucat și au câștigat. Pentru că important la Rapid este să câștigi. Ăsta este esențialul. Rapidul, eu care am 20 de ani în lumea arabă, nu contează decât rezultatul. Nu e contează adevărat altceva. Poți să joci oricum, dar să câștigi. De aceea Rapidul răspunde foarte bine ceea ce a spus Alan White în 1962. Antrenați rezultatul. Da. Bun. Vă mulțumim mult pentru intervenție, domn profesor, și vă dorim multă sănătate. Eu vă doresc sănătate și încă o dată sper ca Rapidul să ajungă acolo unde își doresc milioanele de suporteri. Pentru că fotbalul românesc fără Rapid e un fotbal fără har și un fotbal sărac. Da. Bun. Seară bună, domn profesor. Doamne ajută! A fost Grigore Sichitiu, fostul președinte al Rapidului. Vreau să te întreb, din punctul tău de vedere, cât de important... Mie mi se pare o alegere bună a lui Nico, că este conștient că el a început în primul rând și alege să vorbească cu un bătrân, cum se spune, care a trecut prin toate. Sichitiu face parte din acea categorie de conducători din generația veche care au experimentat absolut tot ce se putea în fotbal românesc. Mi se pare că e o dovadă de, uite, că nu sunt chiar atât de orgolios cum crede lumea și sunt dispus să ascult sfaturi. E o dovadă de înțelepciune, da, deși e foarte tânăr. Da. Da. Noi avem în popor și în fibra noastră, nu? Harap alb. Întâi întreba pe bătrân cu ce să plece corect. Și ce să își ia la drum ca să reușească în misiunea lui. E avantajul, eu știu, al unui tânăr președinte care a jucat multă vreme la Rapid ca să cunoască identitatea Rapidului, dar și destulă vreme în străinătate ca să cunoască regulile și să prețuiască rigoarea fotbalului cu adevărat profesionist. Profesionist, da. E un deci lucru rar. Deci tu spui că pe toate planurile există numai plusuri odată venirea lui Daniel Niculae. Eu așa văd lucrurile și mă bucur că s-a făcut această venire. Apropo și de echipele de tradiție care au acest plus. Vreau să fiu bine înțeles, tocmai pentru că ai amintit și de calitatea mea la ligă și e de subliniat aerul nou care e în fotbalul românesc acum. Clinceniu care se bate la, nu doar că se bate la play-off și e aproape calificată, dar bate FCSB pe Arena Națională, un meci da, contând în deplasare, propune un antrenor tânăr extraordinar de talentat. Fiecare are specificul, știi cum se spune, e ca sarea în bucate, nu poți fără sare. Trebuie și un suflu nou și o echipă nouă, nu?
Hetafe intră în Europa League și elimină Ajax Amsterdam. Da. E adevărat că greutatea e Real Madrid și Barcelona acolo, dar cum să nu aplauzi o echipă tânără care vine și propune ceva nou? Așa este. Cred că astea sunt semne ale unui fotbal sănătos până la urmă. Pentru că, vezi, am plecat de la Petrolul și încheiem cu Petrolul, probabil. Petrolul nu reușește promovarea tocmai pentru că nici n-a apreciat la adevărata lor valoare, eu știu, oamenii simbol ai clubului, nici n-a venit cu un suflu nou. Așa de este. Pildă, cum au venit echipele pe care le-am menționat, da? Clincem, voluntari, cu oameni noi, cu antrenori foarte tineri și care să propună ceva. E adevărat. Bun, am ajuns la final. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Asta a fost pentru astăzi. Ne revedem mâine seară de la ora 19:30. Până atunci nu uitați prosport.ro și liga2.prosport.ro pentru cele mai interesante știri din sport. Să aveți o seară frumoasă!